Firma privată care administra remeneul de la spitalul din Târgu Jiu și-a ridicat aparatul. Pentru scoaterea lui din încăpere a fost nevoie de spargerea zidului spitalului. Spre sfârșitul lunii va veni noul remene achiziționat de Ministerul Sănătății. Aparatul de mari dimensiuni a fost scos cu o macara. Firma privată și-a luat aparatul și l-a transportat la București. La un moment dat se vorbea că acesta să fie mutat la spitalul din Rovinari. Tot în respectiva încăpere va fi montat și remeneul propriu al spitalului. Urmează să reamenajăm spațiul rămas liber pentru că atunci când va veni remeneul care ne-a fost repartizat să fie totul în regulă. Nu vom reface peretele, vom pune ceva provizoriu, să nu rămână deschis, pentru că tot acolo îl băgăm și pe al nostru. Aparatul spitalului va ajunge pe 20 aprilie. Astăzi ne-a venit sistemul informatic PAX de arhivare imagistică medicală, serverele, spațiile de lucru, a declarat Gigel Capotă, managerul interimar al spitalului județean Gorj. Pentru că aparatul firmei private nu mai funcționează din data de 20 martie, pacienții Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu sunt transportați la clinica privată Life Scan din Târgu Jiu. Spitalul decontează câteva investigații remene pe zi, suportând inclusiv cheltuielile cu transportul. Contractul încheiat cu clinica privată este pe o perioadă limitată până la punerea în funcțiune a propriului aparat remene. Până la sfârșitul anului, la spital ar urma să ajungă și un computer tomograf. Acesta va fi montat la parterul spitalului de pe Tudor.